Avem o oală de inox de 98 de litri, aproape 100 de litri, din care vrem să facem un topitor de ceară pentru rame, pentru faguri vechi. Am făcut cercul din plagoandă care o să intre în oală pentru presarea boștinei. Această oală mi-a adus-o un prieten și m-a rugat să-l ajut să facă un topitor de ceară pentru faguri vechi. El neavând posibilitatea să facă acest cerc aproape perfect. Am pus pe el plasa antivaroa, am cusut-o din loc în loc cu sârmulițe de inox. Este făcută din plabandă de 12 x 3 mm. Am constatat că oala este puțin conică, e mai largă sus, mai strâmtă jos. Probabil că au făcut-o așa pentru transport, să intre una într-alta, și am hotărât să luăm un diametru intermediar unde cercul se etanșeze perfect. Va pune fagurii rupți, zobiți pe fundul oalei. Îi va presa cât este posibil cu acest dispozitiv, va turna apă rece peste ei, îi va lăsa să se umfle cămășile de la puiet, după care o va pune la fiert. Boștina va rămâne în apă sub această plasă, iar ceara în timpul fierberii se va ridica deasupra apei. O va umple cu apă până la aproape de sus. După răcire, trage dispozitivul și iese cu dura de ceară.
Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să vă abonați, să dați un share. Eu ori de câte ori voi face ceva, voi construi ceva, voi repara ceva, o să vă arăt și dumneavoastră pentru a vă inspira. Până la un nou clip, eu vă spun la revedere.